Care sunt alimentele care pot fi consumate în siguranță și după data de expirare? Ei bine, să știți, România aruncă anual la gunoi 2,5 milioane de tone de mâncare, o risipă alimentară imensă, mai ales acum când totul s-a scumpit. Dar nu toate alimentele expirate ar trebui să ajungă la ghienă. Unele pot fi consumate în siguranță cu mult după data inscripționată pe ambalaj, spun specialiștii Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare. Sunt alimente care pot fi consumate și după ce scrie pe ambalaj, după termenul de valabilitate, pentru că termenul de valabilitate e pus de producător, iar acesta își are întotdeauna o marjă de siguranță pentru a nu îmbolnăvi consumatorul. Iaurturile, dacă sunt nedeschise, depozitate corespunzător în frigider, se acidifiază, crește cantitatea de acid lactic, ceea ce nu este rău pentru organism. Foarte mare risipă alimentară este și la pâine. Pâinea, dacă se usucă, poate fi transformată imediat în pesmet. Deci pâinea se poate transforma în crutoane și poate să fie depozitată. Pâinea poate fi ținută la frigider, iar atunci ține chiar și mai mult decât scrie pe etichetă. Conservele pot fi utilizate un timp mai îndelungat sau, dacă facem mai multă mâncare, să o congelăm și să o consumăm în continuare. Ideea este să avem grijă cât cumpărăm și să încercăm să evităm să aruncăm mâncarea. Alimentele congelate pot sta și câteva luni. S-ar putea să nu mai aibă gustul foarte, foarte bun, acela de proaspăt pe care îl știm. Nu ne îmbolnăvim, dar ar fi bine totuși să facem mai puține sarmale. În 2 luni ar fi mai bune decât congelate în 6 luni. Însă există și alimente care nu expiră niciodată, cum ar fi mierea.